La un an de la producerea tragediei de la Jibou, în care 4 studente și-au pierdut viața, șoferița care a provocat accidentul a fost condamnată de către judecători. Tânăra de 22 de ani a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției pentru o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de încercare de 4 ani. Magistrații judecătoriei Jibou au admis miercuri 15 mai acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de către procurori și șoferița de 22 de ani din Maramureș, care a provocat un grav accident la Jibou în 17 mai 2018, în urma căruia 4 prietene și-au pierdut viața. Astfel, tânăra a fost găsită vinovată de ucidere din culpă și a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de încercare de 4 ani. Potrivit procurorilor care au anchetat cazul, într-o primă fază, maramureșanca a susținut că nu are nicio vină pentru moartea prietenelor sale, întrucât sistemul ce anunța sosirea trenului nu era funcțional. Cercetările au desființat această variantă, anchetatorii stabilind că șoferița a ignorat semnalele acustice și sonore de la trecerea la nivel cu calea ferată. Având în vedere probele existente la dosar, inculpata a ales să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției. Ea a fost, de altfel, singura supraviețuitoare a tragediei de la Jibou. Totul s-a petrecut în 17 mai 2018, când conducătoarea auto și 4 colegi de facultate se întorceau acasă de la Cluj-Napoca, unde participaseră la festivitatea de absolvire organizată de Universitatea Tehnică. La trecerea căii ferate la ieșire din localitatea Sălăjană-Jibou, autoturismul în care se aflau a fost spulberat de trenul personal 4046 Baia Mare-Jibou. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost aruncată la câțiva metri distanță pe calea ferată, 3 dintre pasagere murind pe loc după ce au fost proiectate în afara mașinii. O altă tânără a decedat între fiarele contorsionate. Conducătoarea auto a suferit și ea răni grave.